Comparcarea instituției este plină mai tot timpul cu autoturisme care nu sunt ale angajaților din Serviciul Județean de Ambulanță. Conducerea s-a hotărât să monteze o barieră cu cartelă. Chiar ieri am ținut un comitet director și în funcție de bugetul pe care l-am primit și pe care îl vom primi pentru că se va suplimenta de la 1 iulie, ne-am propus două obiective. Primul ar fi renovarea etajului din clădirea instituției. În județ, substațiile Serviciului Județean de Ambulanță sunt în cadrul spitalelor orășenești și sunt într-un stadiu bun. În 2013, cea de la Novaci a fost reabilitată și modernizată. În județ, după cum bine știți, în luna decembrie am refăcut interiorul substației Novaci, care este proprietatea ambulanței, și am vrea să facem și exteriorul ca să fie totul ca la carte. Și în rest, la celelalte care nu le aveți, care sunt închiriate, care sunt în alte... Celelalte substații, am vrea, care nu sunt în proprietatea noastră, am vrea eventual să le igienizăm și mici reparații, cu toate că ele se prezintă în condiții bune, având în vedere faptul că marea lor majoritate sunt în cadrul spitalelor din orașele respective.